Bun găsit! Sunt Andreea Cazacu și vă prezint horoscopul pentru data de 29 august 2023. În această zi vei simți o energie pozitivă și un impuls către noi începuturi. Fii deschis către oportunități neașteptate și fii dispus să iei inițiativa în diverse aspecte ale vieții tale. Comunicarea eficientă și colaborarea vor juca un rol important în atingerea obiectivelor tale. Ai grijă să-ți gestionezi timpul și resursele în mod inteligent pentru a obține rezultate durabile pe termen lung. În continuare, haideți să vedem ce se întâmplă pentru fiecare zodie în parte. Berbec, în această zi, concentrarea ta asupra carierei și a obiectivelor personale va fi sporită. Ai încredere în propriile tale abilități și ia inițiativa în proiecte noi. Cu toate acestea, fii atent la modul în care comunici cu colegii și superiorii pentru a evita conflictele nedorite. Taur, în această zi ar putea apărea oportunități financiare sau legate de resurse. Fii deschis să explorezi modalități de a-ți îmbunătăți situația materială. În relațiile personale, evită judecățile prea rapide și încearcă să vezi perspectiva celor din jur. Gemeni, energia ta se va concentra pe relații și parteneriate. Este momentul potrivit să comunici deschis cu cei dragi și să clarifici eventualele neînțelegeri. În același timp, gândește-te la propriile nevoi și asigură-te că îți păstrezi echilibrul personal. Rac, sănătatea și rutina ta zilnică sunt în prim planul atenției. Fii atent la obiceiurile tale și asigură-te că îți acorzi suficient timp pentru odihnă și relaxare. În domeniul muncii ar putea apărea sarcini noi sau schimbări, dar vei reuși să le gestionezi cu succes. Leu, creativitatea și pasiunile tale vor fi evidențiate în această zi. Ai curajul să explorezi proiecte creative sau activități care te inspiră. În sfera relațională, timpul petrecut alături de cei dragi va aduce bucurie și conexiuni profunde. Fecioară, focusul tău se îndreaptă spre casă și familie. Poate fi momentul potrivit să faci unele ajustări în mediul tău de viață sau să petreci mai mult timp cu cei dragi. Gândește-te la echilibrul dintre munca ta și nevoile personale. Balanță. Comunicarea este cheia pentru tine în această zi. Exprimarea clară a ideilor tale te va ajuta să eviți neînțelegerile și să stabilești conexiuni valoroase. În sfera financiară, fii prudent și planificat în gestionarea resurselor. Scorpion, resursele tale personale și valoarea ta intrinsecă sunt punctele centrale ale atenției. Este timpul să îți evaluezi abilitățile și să îți pui în valoare talentele. În plus, momentele de reflexie și introspecție te vor ajuta să clarifici obiectivele pe termen lung. Săgetător, în această zi, relațiile și interacțiunile sociale sunt în prim plan. Petreci timp alături de prieteni sau participi la evenimente sociale care îți aduc bucurie. Ai grijă să-ți păstrezi și timpul pentru relaxare pentru a evita extenuarea. Capricorn, cariera și obiectivele tale profesionale sunt în centrul atenției. Eforturile tale susținute încep să aducă rezultate, iar atenția colegilor sau superiorilor se îndreaptă către tine. Fii deschis la noi oportunități și fii pregătit să-ți asumi responsabilități suplimentare. Vărsător, în această zi poți simți nevoia să explorezi noi învățături sau căi de dezvoltare personală. Călătoriile sau activitățile intelectuale îți pot aduce satisfacții semnificative. Fii deschis la perspectiva celor din jur și învață din experiențele lor. Pești, resursele împărțite cu alții, fie că este vorba de bani sau timp, sunt în centrul atenției. Fii generos și empatic cu cei din jur, dar asigură-te că îți păstrezi și limitele personale. În relațiile personale, sinceritatea și comunicarea deschisă sunt esențiale. Acesta a fost horoscopul. Sper că ți-a fost util și că vei avea o zi minunată!